ungheni, domnul Leova, deci dați-ne voie, doamna Adelina, să vă felicităm cu cele două sărbători, 1 martie și 8 martie, ca să apropie. Deci, cu certitudine vreau să spun că pentru noi primăvara a venit mai degrabă prin faptul că ne-am întâlnit cu dumneavoastră. Ne-ați făcut ca să ne simțim mai tineri, mai viguroși. De-aia, permiteți-mi să vă aducem un buchet de flori, da? Să fiți tot așa tineri și frumoase cum sunt florile, să fiți iubite, să iubiți. Doar un cadent. Adeline și Marie, păi dați-mi gura numai mie, ofane, ofane și Marie, păi dați-mi gura numai mie, of, of. Cea mai faină eu o știu, măi, Adelina Ghețiu, măi. Dați-mi voie să-i mulțumim mulțumatului profesor pentru faptul că a fost atât de blând cu noi, atât de răbdător cu noi, noi plin de energie, mai așa cu copiii mai șmecheroși. Vreau să vă zic ce a spus marele Coșbuc. Din fii din zei coborători cu moarte, toți suntem datori. Tot una e să mori, flăcău sau moș îngârbovit, dar nu-i tot una, leu sau câine înlățuit. Să-l aplaudăm pe leu de domnul Sava. Asta e o modă nouă oricum. Mulțumim din suflet. Plăcere. Drum bun până acasă și vă așteptăm de fiecare dată. Și еще что-то. Тот в этом году только наш университет может проводить такие курсы для преподавателей физкультуры и для тренеров. Кто-то еще идет на ботанике. На ботанике, да, есть. Вот, они не имеют лицензию на, в этом году. Именно чтобы, тренерам. Но они еще, тот, кто проводил в январе, могут иметь сертификаты. Проблемы. А те, что прошли там в прошлом году или позже в прошлом году? Те, что прошли в прошлом году? Ну, те, не знаю. Могут пройти, если лицензия есть, да? А сейчас этого года? Понятно. Сергей Карелл, 3.